Ce vă salut? Bună, mi-ați trimis niște înregistrări audio. Despre ce-i vorba? Că înțeleg că la poștă ceva nu l-ați Deci, împăcat. sunt Pare că ați mai Rotaru avut Tamara? conflicte cu ei, nu? Da, zic, parcă numai cu mine. E persoana dată. Deci, la oficiul de poștă Burlacu, nu ni se permite să mergem să ridicăm pensia deținătorii de card și ne spune franc că ea nu are bani pentru cei care au pensia transferată la card. Dar ce, nu aveți un bancomat în sat? Bancomat nu este, însă este la poștă posibilitatea de a ridica cât și leafa, cât și pensia prin un dispozitiv sau cum s-ar numi. Citește cardul, da? Și scoate bani. Am înțeles. Lichidizează banii de pe card. Interesant. Nu știam. Da. La noi în sat, la primărie, tot lângă poștă, avem un bancomat de vreo 5 ani deja. Și e comod pentru cei care se descurcă să umble la un bancomat. Probabil unii au card, dar nu știu să umble la bancomat și tot ar folosi așa servicii de la poștă. Și au zis că nu au program, da? Nu program, nu are bani pentru deținătorii de card, anume pensia. Dar vedeți cât și pedagogii, cât și grădinița, toți primesc deținătorii de card, toți ridică, adică veniturile le ridică prin card, dar sunt și pensionari care primesc la zile anumite pensii, așa, pensia le se distribuie de către poștaș. Deci eu inclusiv și un alt cetățean, munteanu Ion, dintr-un sătuc al comunii noastre, care este situat la vreo 4 km de sat, persoană, invalid, gradul 2, probleme locomotorii, să se urce pe treptele și undeva vreo 12 trepte până ajungi La poștă? la poștă, da? Și Oho! omul se duce, ăsta vineri a fost, se duce dumnealui, ridică cu mare greu persoană cu dizabilități locomotorii, vă dați seama, persoană de undeva de vreo 65 de ani, Și persoanele în cu mare vârstă greu. de-am toate greu ridic picioarele, deci cât mai multe trepte, cu atât e mai inaccesibil pentru o persoană în vârstă. Deci nici primărie, nici poștă n-ar trebui să aibă nici foarte multe trepte, cu atât mai mult să nu fie în deal cumva, deci trebuie să fie cât mai accesibile. Și se Păi duce eu acolo ce și îi zic? spune că nu-s bani, da? Deci a urcat cu Și greu nici dealul. cu mare greu ridica treptele și ajungând acolo la rând dumnealui, și se primește și îi spune, deci el îi spune că după pensie, ea francă îi spune, n-am bani pentru aceștia care sunt la card. Eu neștiind despre acest fapt, sâmbătă mă sună soția acestui munteanu Ion, vine, asta Viera. Deci eu am înregistrat discuția și cu respectiva doamnă. Dumnezeu îmi spune că e indignată. Deci cum așa se duce el cu atât de greu, îmi plătit 50 de lei pentru mașină ca să deplaseze până în Burlacu, din Spicoasa până în Burlac ca să-și ridice pensia, inclusiv și ea este pensionară și invalidă. Deci totuși eu m-am încredințat, am vrut să vorbesc cu acest domn Ion, cu Ion Munteanu și am vorbit cu dânsul și el îmi spune că da, iată, am mers, categoric o refuzat să ne dea pensia, dar cu toate că unii alți doamne care era în urma mea, și au spus, mă ta, Jenny, stai, că mă ta să-ți spun ceva, să-ți dau ceva. Adică are atâtea pretexte și atâtea șiretlicuri, cât deja e insuportabil. Și încă Eu acest credeam munteanu că Ion, pentru că ați avut conflict, ea se răzbună cumva numai pe dumneavoastră, dar dacă ea se răzbună pe toată lumea sărmană, atunci e foarte grav, ea e incompatibilă cu funcția asta. păi, dați-vă, termin cu munteanu Ion ce-mi spuneți. Zici că da, ia că așa, doamna Tamara, eu tot știu mă, da, de când tot lupt cu dânsa, și cam de-a pe atunci și eu. Zici că, da, eu parcă mă mai lăsam. Zici, nu primeam pensie. Aici, zici, îmi refuza în Burlac. Deci, mă ducem la Traclie de Salci, iarăși un sătuc care este la vreo, nu, bine, hai să nu mint, 5-6 km, sau poate nu atât, sau poate, deci nu mint. Adică nu știu cu siguranță cât e. Și mergea acolo la oficiul de poștă cu același card, cu acei modalitate, drept că acolo nu sunt trepte,
mai ușor pentru dâns și de colo ridica pensie. Și el și îmi spune, că e, da, vedem și eu cum faci, că dădem și eu alihamente de mână și mă ducem la Tăraclea de Salce și primeam și ridicam pensia. Sau, zice, Dar mergeam la ce Cahul interes când are aveam... femeia? De ce interes are șefa poștei din Burlacu să facă așa ceva? Ce dă bani de la ea? Asta e moftul ei. E moftul ei. Și apropo, deci așa acest caz, deci cu, vreau să-l sesizez, să-l fac public. Și astăzi cu mine ce s-a întâmplat? Dorind ca să expediez o scrisoare recomandată pe teritoriul Republicii, să nu merg acolo, să fac, mă rog, sau stau prea mulți, știind că acum cam trebuie să ne păzim, încerc și sun, zic, bine, nu sun dimineață, poate să fie mai multă lume, sun undeva la ora 13 și vreo 35. Înregistrare v-am trimis-o. În Doar toiul fiți zilei at... de muncă. Poftim? În toiul zilei de muncă. Da, dar foarte atent să ascultați înregistrarea, să vedeți ce întrebări îi adresez eu și ce răspunsuri dă. Dar din acele răspunsuri care i-a pretins, mi le oferă, dar ce se dovedește că este incapabilă în activitate. Poate că ea știe să apese pe la butoanele și ele că s-o fi modificat. Păi Dar ea în a rest, în zis, comunicare, eu am în auzit și ea comunicare... spune că nu prestează niciun fel de servicii poșta, să nu intre nimeni acolo. Deci ea se teme de Da, așa COVID și probabil, spune, a zis da. să nu intre nimeni, nici chitanță, nimic, nu primim, nu veniți, nu veniți la poștă. Așa au zis. Pe când Da, la e centru așa și raional a spune, da, sunat și a pentru că spus eu... că toate oficiile poștale au program până la 5, cu publicul până la Da. 4 jumate. Da, eu am sunat și la Cahul, de la Cahul mi-a oferit tot ce am întrebat, mi s-a spus. Doar au Pe spus când că ea spune... corespondența internațională ei nu garantează că o trimit, dar corespondența internă funcționează. Deci mergeți, trimiteți și recomandată, și scrisoare simplă, și colet, și transfer bancar, și orice. Da. Și încă, eu v-aș mai expedia dumneavoastră niște of, Doamne, niște fotografii a foieților roz. Ea nu scrie pe foița roz satul Burlacu, dar scrie Buriacu. Confirmare Și de eu mai... primire la scrisori recomandate? Da. O să vă trimit eu o fotografie și dacă o să puteți și să evidențiați, poate o semnați cumva acolo. Ea nu... Deci, așa e, eu am dus o luptă de Păi, patru ani și credeți am că o dat și eu face? din mână, așa Credeți astea că cu o eu de la face? Cahul expediez, trimit doar că acasă primesc. Dar așa nu mai merg, pentru că de oricare dată eu văd câte o încălcare și nu mai rost să mai usuc timpul și nervii cu dânsa. De ce Pentru că credeți nu că se face pricăde nicio... încălcarea asta? De ce credeți că scrie Buriacu? Că e agramată sau o face cu rea intenție ca să nu mai întoarcă Nu, merge confirmarea? vorba despre agramare. Înțeles. Despre agramare, că nu e singură dată. Respectiv, eu foarte multe plângeri am depus la fosta directoare a centrului poștă Cahul și îmi spunea atâtea povești, că a fost sesizat, a fost amendat, a fost avertizat, a fost... Zic, la poșta Moldovei poți trimis numai șlembar și avioane numai, dar în rest nu văd eu nicio regulă. Cu toate că îl știu și pe Nastase, îl știu și pe... Locțitorul și Batiușca era acolo unul care nu știu, mai lucrează acum. Deci ce mulți, pentru că am vrut să fac o claritate, dar nu ai cu cine o face. Deci eu am să vă mai expediez dumneavoastră încă și aceste copii la foița roz și vă rog chiar să cumva să includeți toate înregistrările audio care le-am, dar după consecutivitatea care vi le-am expediat. Și vă mulțumesc mult. Mulțumesc și eu pentru încredere. Încercăm să facem public cazul și sperăm să auzim o reacție de la Poșta Moldovei, administrația centrală sau de la administrația raională. Dacă se confirmă ceea ce ne spuneți dumneavoastră, atunci e foarte grav. Femeia e chiar incompetentă și a trebuit dată afară. Păi să vedeți că la Poșta Moldovei am cules un număr astăzi care e un număr de serviciu și doar ne răspundea faxul. Ori posibil erau și ei în carantină, orice, dar n-am putut să ajung să fac o claritate. Deși după am luat legătură și cu directoarea acum nou locțitoare, că tot s-au schimbat, s-au perindat atâtea funcții. Și n-am mai reușit să transmit și dumneiei Viber că să se
să credințeze și ea cum îmi spune franc că nu trebuie să intri, cu toate că eu aud ușa cum se deschide și aud și cum telefonul o sună, că mulți cetățeni spun că au zis că ea solicită ca să intre câte un cetățean, pretins câte un cetățean acolo la dumneai, la bară, ca să achite, să primească sau știi, și apoi câte unul stă la vorbă, stă câte o habă bună de vreme până nu-i deschid ușa și îl scot afară sau îi fac o mică observație ca să pleci de acolo. Vă zic, ea acum într-adevăr stă liniștită, în sensul fără, nu muncește și stă numai pe telefon sau poate să vorbească. A, apropo, cineva îmi spune, știți, doamnă Tamara, și eu am fost și eu într-o acolo la, de ce vorbești cu nepoță, cu ceva, cu copiii la telefon, pe când și am făcut observații, dar ce nu vezi că eu vorbesc cu nepoță? Eu înțeleg, Încet când așa. ești liberă, poți să vorbești cu oricine, când nu faci nimic. Dar când așteaptă oamenii la ușă sau să-i descurajezi pe oameni să nu vină la poștă pentru că ai de vorbit cu nepoții, asta chiar îmi pare descalificant. Ei, iată așa e la noi, la Burlacul Oficiul de Poștă, cu șeful oficiului de poștă, se numește Ciurtescu Natalia, dar vă zic, e important să ascultați atent cum vorbește ea, ce răspunde ea. Bagă Așa, înregistrare. două oare când am dat sun și ea nu ridică, iarăși mă tem ca să vă trimit eu cum i-am pune receptorul, cum pune la cale să vorbească poștașa, vă zic, e concert. Dacă o fi nevoie, îmi spuneți să vă expediez, dacă nu Poate să... că ar Dar trebui le-am scris toate și o plângere. registrările. Poate că ar trebui scris și o plângere la poliție, dar sper că să ajute mediatizarea, că acum nefuncționând poșta, n-ai cum să te plângi la poliție sau la procuratură pentru faptele ei sau la administrația poștei Moldovei, pentru că nu funcționează poșta, nu? Vă Cerc dați închis. seama, merge cetățean, om cu dizabilități locomotorii, el foarte greu ridică treptele. Și să-i spui franc că eu n-am dat și ea, alegi cetățenii, că ți-e dau și ți-e nu. Mulțumesc pentru apel. Sănătate. Am fost la Natasha să-mi iei pensia, nu vreau să-mi iei. Ce motiv? Care? Ce-a zis? Câți pe card și ea n-are bani pentru card. Și gata. Ei, da. Da, și nu odată, dar de acum vă două ori, trei de câte ori mă duc, n-are bani. Luna trecută a fost totuși că n-are bani. Strașnic. Și totuși tu pensia n-ai primit-o? Nu am primit-o încă, mă duc mâine la cavou și scot bani. Ce spun? Alo, oficiu poștar. Alo, cu cine vorbesc? Alo? 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 Alo. Cu cine vorbesc? Bună ziua! Liliana. Păi, dar de ce? Cine urtică receptor? Dumneați sau Certescu? Da. Eu am înțeles că Certescu a ridicat. Adică eu pot, până la ce oră lucrează oficiul de poștă? Lucrăm până seara. Acum cât este ora? Până la 4:30 primim Cetățenii. clienți, da. Dar inițial Certescu, pot eu să vorbesc cu dumneavoastră? Oferiți-vă rog Da, receptor. puteți. Spuneți-mi, rog, și program de lucru are oficiul de poștă Burlacu. De dimineață lucrăm până la ora 3. În mod normal, regim normal? Până când noi nu știm nimic, nu pot să vă spun. Nu, Doar da, voi spui aveți noi restricții informații. acolo. Intră lumii, nu intră lumii sau care Nu, program? în lume nu trebuie să vină nimeni. Cum nu trebuie? Lumea trebuie să vină să achite, să expedieze. Facturile încă nu este nicio factură. Deci, a expedia ceva, am dreptul. Facturi nu este, scrisori noi avem că de este, ea nu trimitem nimic. Este carantin. Este toată Republica e pusă, e carantin. Deci, oamenii pot... Gazete nu avem noi nimic. Poșta circulă de la Cahul spre Burlac sau nu? Da. Păi eu o scrisoare pot să expediez. V-am spus încă o dată, e carantin, dacă se ducă mai departe, bine, până când noi nu știm nimic. Nu Nu ne dă informații, numai la poștaș și dăm bani și gata. și nu trebuie să vină nimeni să expedieze nimic? Nu. Bun. Bună ziua. Bună ziua. Eu cu cine vorbesc? Ana Bucătaru.
Eu sunt Rotaru Tamara. Da, vă ascult, doamna Tamara. Vrem să vă fiți amabilă să-mi spuneți care este programul de lucru pentru centre de poștă Sătești, pentru oficiile poștale Sătești. Fiecare are graficul lui. Respectiv la Burlacu, care grafic este? Acum o clipă întreb și vă spun. Bine? Da, cine întrebați? Șefa o întreb. Parcă graficul nu s-a schimbat. Ce? Cine este șefa? Nu s-a schimbat, așa și-a rămas la 8 la 5, da? De la ora 8 la ora 5. Nu s-a schimbat. Așa este la Burlacu, de la ora 8 până la ora 5? Da. Cu siguranță? Da. Cu doamna Maria vorbesc sau tot cu... Până la 16:30 cu clienții și până așa. La orele 5 cu... deja doamna își face rapoartele. A, așa. Deci cu siguranță că e până la ora 17. Până la 16:30 cu clienții. Clar. Până la 17 deja doamna închide și își face rapoarte, se face în rog. Așa. Da, eu pot, am dreptul să mă duc să expediez o trimitere astăzi sau este o restricție? O trimitere poștală, da. 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 Da, puteți trimite. Numai dacă este în Republica Moldova. Peste hotare nu se trimite la moment, este stată... Clar, desigur în Republica Moldova. Da, puteți să mergeți și trimiteți, da.